Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să fac un Q&A, că mi-ați scris în comentarii pentru Q&A și aici am scris totul pe foaie și aici și aici. Mi-ați scris foarte multe întrebări, deci mersi. Și vă rog să vă abonați la Ninja2008, că el mi-a dus 10 abonați. Desigur că nu-i fac o promovare și asta trebuie să-i fac o promovare. Am făcut și mai am făcut un video și, da, două videoclipuri astăzi cu ei. Și ok, să începem. Mi-a zis să vorbesc mai tare și na, acum vorbesc mai tare, să ziceți în comentarii dacă acum vorbesc mai tare. Și hai să începem. Întrebare de la Mario, două întrebări de la aici sau de la YouTube. De la Mario Gamer, câți ani ai? 8 ani. Tot de la Mario Gamer, Kendama se scrie cu K, nu cu K, ba da, se scrie cu K, Mario Gamer. De la Andrei Liniuță Tăblu, câți ani ai? Am zis 8. De la Ninja2008, aici doar de la Ninja2008. Câți YouTuber știi tu pe Ilies Vlogs, iar de la YouTube? Ilies Vlogs, Tequila, X-Lader, Rafael, The Link și Andy, Bercea și foarte mulți, foarte, foarte, nu mai zic. Și acum de la Ninja, aici totul e de la Ninja. De la Ninja. Câte videoclipuri vrei să faci într-un an, scuzați, de acolo, de la YouTube? Mai, nu știu, vreo 10, nu 10, 20, 100. De ce ești atât de fericit când îți comanzi o chemcam de la Ninja ăla? Da, aici doar de la Ninja, nu mai vă zic. Da, de ce ești atât de fericit când îți comanzi o chemcam? Băi, de ce să fiu fericit? Păi, am senzația de fericit, adică, cum să zic, îmi vine mie să fiu fericit. Nu știu cum să-ți explic. Și ok. Ce ai să mai vedem întrebări. Ce vârstă ai vrea să ai acum 10 ani, la am 8 ani? Ai putea mânca 10 pizza într-o zi? Nu. Ok. Tot de la YouTube, stai în pizza de aia. Și acum. Dacă ai avea 100 de milioane de abonați, ai fi fericit normal? Cum să nu fiu fericit? Cu bani cu lopat aș avea. Tot de la Ninja, tot e de la Ninja, nu mai vă zic, atât mai vă mă încurc eu și, na, de la foaie, citesc. Dacă ai vedea un urs, tu ce ai face? Dumnezeu să-l ierte, ce să fac? Dacă un YouTuber ți-ar da un comentariu, tu ce ai zice? Păi frate, chiar mi-a dat un YouTuber comentariu, o fată mică, Ioniana Bergoi, sau nu știu cum o chema. Păi ce să-i zic, tu ești YouTuberul ăla, așa i-a zis, ești YouTuberul ăla care ai făcut amnam și a zis, da, am două canale. Și am zis și eu ceva. Da, de la YouTube. De la YouTube. Celălalt foaie. Deci ăsta o să fie cu ei mai scurt. Și ok. Dacă doamna ta, profesoară, te-ar certa, ce ai zice? Cum adică ce ar zice? Nu înțeleg. Păi ce să nimică. Dacă ai vedea un drogat, cum ai reacționa? Dacă ai reacționa... Ce să zic? Suna la poliție. Salvare. Ce joc îți place cel mai mult? Cel mai mult joc? Ăsta, Ninja 2008. Bună întrebare. Îmi place Mitosis. Nu, Clash Royale. Îmi place. Foarte mult Clash Royale. Și mi-am instalat Clash Royale și putem să facem 1v1 dacă vezi. Și acum, dacă ai avea o promovare de la un YouTuber, cum ai reacționa? Păi cum să reacționa de la un YouTuber popular? M-aș ferici. Așa. Care sport îți place foarte mult? Roata, yoga, alea, știi tu ce zic? Ce vrei să te faci când o să fii mic, mare, nu mic? Păi ce să mă fac, polițai? Îmi place munca asta. Ce materie îți place cel mai mult la școală? Îmi plac toate materiile foarte mult.
Hai să mai vedem aici. Ce kendama este mai tare pentru tine? Switch ori Play Pro? Băi, frate, am niște vecini, unul are de la Switch și unul de la Play Pro, Alex, și unul Andrei de la, lui de la Switch și unul de la Switch. Băi, frate, eu zic să-ți iei de la Switch. Aia e cea mai bună kendama de la Switch, nu chiar cred că e cea mai bună, dar e foarte bună, are foarte mult grip. Și da, toate au foarte mult grip de la alea, Switch kendama. Ultima întrebare. Câți... ce scrie aici? Că m-am uitat. Câți abonați vrei să ai în viitor? 100 de capa. Da, deci atât a fost episodul. Nu, 500 de capa. Deci aici puteți să citiți și voi ce am scris eu. Cealaltă parte ce am scris eu. Da, deci atât a fost episodul. Eu am fost Ionuț. Psați, leacă. O să vă arăt ceva, o glumă. Vă întrebați gluma, aveți un balon? Desigur că aveți. Nu-l umflați. Așa faceți. După aia, țineți așa și nu legați nimic de asta. Ori așa, ori trebuie să-l umfli. Da, dacă, da, dacă îl umfli, ori dai la urechi la un prieten ca să-l sperii, sau ori faci asta. Da, asta a fost prima, dar eu am fost Ionuț. Dacă mai vreți cu Ionuț, apăsați butonul de like, share și subscribe. Eu am fost Ionuț, pa!